tare, dragi prieteni! Știu că am avut și 50 de abonați, dar nu am avut ocazia să fac, să trimit videoclipul pe YouTube când am desenat asta pentru voi. Uitați, 50 subscriber, pentru că a ieșuat videoclipul, așa că dacă vreți urmăriți-l și pe acesta. Acum am 70 de abonați, făcusem chiar azi dimineață videoclipul, îmi pare foarte rău că a ieșuat, dar în fine, nu-l mai pot trimite pentru că deja l-am șters, dar asta e viața. Să trecem la videoclip. Ce trebuie să facem noi în videoclip? Păi astăzi vreau să desenăm niște flori minunate. Mi-a venit această idee când m-am gândit să fac un nou videoclip pentru YouTube. Eu o să fac cu carioca neagră. Voi puteți face decât cu creionul sau după aceea să conturați. Prima oară voi face în mijloc o floare mult mai mare decât toate celelalte care vor fi pe lângă ea. Deci vom face... Mă scuzați, dar am întors foaia odată cu telefonul. Așa. Vom face multe, multe floricele pe un peisaj alb, așa. Vom face și pe aici, după aceea o să le colorăm. Pe aici cred că o să facem una mai micuță. În fine, mai multe, așa de genul ăsta, în colțuri. Iar pe aici, alte floricele de alt model, vom face un trandafir. Uitați cum este la mine varianta cea mai simplă. Aceasta este varianta mea cea mai simplă de trandafir. Uitați. Iar cealaltă floare va fi o lalea. O să vă arăt cum fac eu laleaua. Așa. Cea mai simplă metodă pentru mine este aceasta. Voi mai face câțiva trandafiri apis pe aici, tot de modelul, cel mai rapid model. Și acesta este peisajul nostru cu floricele, super de gust. Aici vom scrie 70. Cam așa, într-o inimioară și câteva spirale aici. Uitați, aici, aici, chiar și aici. Și vreau mai ales să-i mulțumesc Ale Alexandrei și lui Eduard pentru că mă susțin foarte mult și vor să ajung chiar la 100 de abonați. Vă mulțumesc tuturor. Mă simt ca și cum aș fi vloggerul vostru preferat, dar sigur nu sunt. Și acesta este minunatul nostru desen cu floricele, arată super bine și am să-l pun ca un fel de tablou la mine la birou. Și acum trebuie să începem să-l colorăm. Și la floarea din mijloc vreau să fac ceva super frumos, uitați de a mea. Să fac ca un fel de strălucire florii. Așa. Și acum să luăm carioca galbenă. Puteți face cu orice, dar așa vreau eu să fac cu carioca pentru că punctulețele sunt mici și se colorează super rapid. Așa. L-am colorat pe toate. Voi face niște liniuțe așa.
tot dau peste telefon. Îmi cer scuze. Aceste mici le pot face cu Carioca, deoarece sunt foarte mici și o să depășesc cu Craiola. O să fac și cu culori normale, pentru că mulți dintre voi cred că nu aveți Craiole și vreau să vă arăt că iese foarte frumos și așa. Cred că am terminat cu cariocile sau mai pot face pentru că sunt și este și la leaua foarte mică. Da. Înțelegeți ce vreau să zic? Acum vom lua câteva culori normale. Voi face cu acesta albastru închis, da? Voi face cu albastru închis această floare de petalele de aici, din spate, iar pe cele mari cu albastru deschis. Eu folosesc craiele pentru că îmi place mai mult să colorez cu ele și colorez și mai repede, deci dacă vă întrebați de ce v-am răspuns acum. Am luat și o craiolă, dar este din alt set, care făceam eu înainte videoclipuri de desen, cu ele făceam. Dar acum fac și cu altele noi nouțe pentru că îmi plac foarte mult și sunt mult mai bune. De exemplu, am niște craiole foarte... calitatea lor este foarte proastă. Deci fac oribil, dar le păstrez pentru când mă grăbesc și nu vreau să-mi stric celelalte craiole frumoase, le folosesc pe alea mai de proastă calitate. O să vă arăt care sunt, să nu luați niciodată aceste craiole. Deci fac atât de prost, uite, o să vă arăt aici, sau pe spate. E bine, în filmare nu se vede, dar fac foarte prost, de-abia pot să mă mișc cu ele. Uitați, acesta de exemplu este roșu. Și ia, uitați, numai praf din acesta este din ele, dar la celelalte nu iese absolut deloc. La aceste lunguiețe decât la cele mici. Acum că am terminat subiectul acela, să colorăm abonații. Acum trandafirii. Spiralele, le voi face niște modele. Cam așa. Iar acum frunzele. Și prieteni, cam acesta este desenul meu minunat cu floricele. Îmi place foarte mult cum a ieșit. Sper că și vouă. Și acesta a fost videoclipul meu. Ne vedem în următorul. Pa, pa!